fie ce moment este de neprețuit. Doar o dată în an este ziua mea, doar o seară în an mă veselesc așa. Doar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cumătri lângă mine am, 99 de cumătri la un moldovan. Pentru 99 eu pahar am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-o dat. Da, pentru 99 eu pahar am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-o dat. Bună ziua! București oaspet? Da. După zâmbet noi ne-am dat seama că nu ne aștepta. Putem intra? Da. S-a luat Lena castrafuțele și cu lume. Ai trei copii. Eu am să vă zic bună ziua în casă deja. Și bine v-am găsit. Noi am venit dis de dimineață, adică cât de dimineață am putut noi să venim la dumneavoastră. Venim cu gânduri bune, pentru că suntem la curent, că sunteți omageata zilei de astăzi, doamna Alina. Un nume frumos. Eu vă doresc acest nume să vă poarte pe tot parcursul vieții. Mult, mult succes și multă baftă. Eu mă numesc Elena și sunt curierul online florăriiemoții.media și a avut grijă cineva care vă iubește foarte și foarte mult să ne anunțe că astăzi sunteți sărbătorită. Ia să-mi spuneți. Vă dați seama din partea cui vine surpriza dată? Mădreia. S-a uitat la soț. Soțul, nu ați ținut secretul până la urmă? Nu. Nu. Soțul a fost complițele noastre, așa este, da. Și într-adevăr, surpriza dată vine de peste hotare din partea cumetrilor voștri, cei care vă iubesc foarte și foarte mult, Marin și Iana și Finuța, Mateia, așa este. Să știți că vă iubesc foarte și foarte mult. Și astăzi, prin intermediul nostru, vă urează un sincer și frumos la mulți ani. Și ca să-și arate stima și respectul față de dumneavoastră, au trimis prin intermediul nostru o orhidee roz, care eu sunt sigură că o să puneți la un loc frumos și vizibil în casa dumneavoastră. Vă rog frumos să o primiți. Mulțumesc. Să aveți grijă de ea și de fiecare dată când o să treceți cu vederea pe lângă ea, să vă aduc aminte de această zi și de cei cu metri care vă iubesc nespus de mult. Ca să nu creadă complicele că scapă de noi, pentru că el așa a crezut. Din partea cumetrilor voștri aveți așa un coniac, un divin, un barter de 5 ani. Sunt sigură că astăzi o să sărbătoriți și sunt sigură că o să vă prindă bine la măsă sărbători. Să serviți și în cinstea lor, chiar dacă sunt fizic acolo departe. Iar pentru doamne, o cutie de ciocolată, o corona de lux și un spumant bacio de boli, le puneți un pic la rece și mai spre seară o să faceți un chef în tot sensul cuvântului. Mulțumesc. Așa. Eu nu știu ce reprezintă acest tablou, dar este un tablou la comandă. Noi nu l-am deschis, după câte vedeți, dar dacă ne permiteți, îl deschidem acum cu toții împreună, da, ca să vedem ce tablou o să vă înfrumuseteze casa de acum încolo. Îl deschideți dumneavoastră? Haideți, eu vă ajut. Hop, una este. E interesant, așa? Un farfice sau ne descurcăm și așa? Noi femeile atât așa așteptăm. Atent că este din sticlă, din câte nu știu. Opa! Wow! Ia uitați-vă ce frumos! Alina, sub acest cer s-a născut cea mai strălucitoare stea. 2 august 1991, ora 7:00, orașul Rezina, Moldova.
și latitudinea și longitudinea, presupun eu. Haideți să întoarcem și la cameră, să le arătăm celor care o să ne privească. Este foarte frumos. Vă place? Foarte, foarte. Unde l-amenajați de acum încolo? Îi găsim un loc potrivit, da, așa? Un loc potrivit. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Este foarte frumos. Noi nu știam ce este înăuntru, plus minus ne dădeam seama, dar nu atât de frumos. Este ceva foarte frumos. Presupun eu, la 30 de ani, cel mai potrivit cadou care putea să fie. Să știți că cu metrii v-au lăsat și un mesaj foarte și foarte frumos de felicitare. Și dacă eu întotdeauna spun că cadourile se consumă, tabloul la sigur nu, o să-l păstrați mult, mult timp de acum încolo și pe lângă tablou acest plic la fel o să-l păstrați, pentru că în el sunt niște cuvinte extraordinare, cuvinte dulci, cuvinte din toată inima scrise de ei. Dacă îmi permiteți, eu am să-l citesc. Deci mesajul sună în felul următor. Felicitări cu prilejul celei de-a 30-a aniversări, draga noastră cu mătră. Îți dorim să fii fericită, să zâmbești cât mai des, să-ți transformi visele în realitate și să-ți transformi fiecare zi într-o mare sărbătoare. Scumpa noastră, păstrează-ți doza de rafinament, rămâi așa frumoasă cum ești. Îți dorim să ne fii sănătoasă, voioasă, curajoasă, iubită și stimată, mereu cu dispoziție bună și mult noroc în viață. Să te bucuri de dragoste adevărată și zile fără de griji. Fie ca succesul să nu te ocolească niciodată. La mulți ani! Cu drag, de la cometrii Marin, Iana și Finuța Matee. Frumos? Foarte frumos. La fel vă aparține. Da, mulțumesc. Ia să-mi spuneți, în general, ce așteptați de dimineață? Soțul v-a felicitat? Da. Da? Le dăm... raportul. Soțul a felicitat soția. Mai departe, am fost noi? Da. Am fost noi următorii? Așteptați oaspeții. De la ei ați așteptat o surpriză? De la cumetri? Da. Sau au reușit să vă sune deja? Da. Nu. Încă nu. M-au felicitat. Ne-au lăsat pe noi să o facem. Și sunt sigură că revine ei cu un sunet mai târziu. Sau dumneavoastră, de ce nu, să le mulțumiți. Până vorbiți cu ei și până vă auziți la telefon sau până vă vedeți fizic, să știți că aveți posibilitatea să le transmiteți mulțumiri și un te iubesc de aici, de acasă, prin intermediul nostru. Mulțumesc mult pentru surpriză, chiar e neașteptată. Tot timpul, sigur, cu mătrii, cu gânduri bune la noi, niciodată nu uită de noi. Și mulțumesc pentru atenție, pentru gânduri și vă așteptăm cu drag acasă. Compliții, eu am să vă rog să veniți mai lângă noi să le transmiteți și dumneavoastră salutări de aici, da, de acasă. Mulțumesc mult pentru surpriza făcut soției. A rămas surprinsă. Să vin acasă, Marete. Dar compliciile nu v-a spus nimic, la sigur. Nu! Înseamnă că este un complice bun, înseamnă că noi mai revenim la dumneavoastră cu surprize din astea frumoase. La mulți ani frumoși! Noi v-am prins de dimineață cu zâmbetul pe buze și chiar dacă la prima vedere ne-ați văzut așa, ne-ați dat o privire în aia, ce e asta? Să știți că este ceva plăcut. Eu sunt sigură că surprizele, când sunt venite pe neprins de veste, sunt cele mai bune, cele mai plăcute și asta vă doresc eu, să aveți surprize cât mai des și să vină nu numai cu ocazii speciale așa cum a fost acum și astăzi, dar să vină și pur și simplu, pentru că numai noi, femeile, știm cât de mult contează aceste surprize pentru noi. Să fiți iubită, să vă iubiți reciproc, să aveți puterea să ajungeți departe o viață întreagă, să construiți totul așa cum vă doriți voi să fie, să vă vedeți viitorul și să-l faceți, să-l plănuiți, să-l scrieți și toate visele voastre să se împlinească. Asta vă doresc din tot sufletul. Și o reîntâlnire cât mai curândă cu ei, pentru că sunt departe, voi sunteți aici, eu vă doresc să vă reîntâlniți la o masă frumoasă de sărbătoare ca să vă luați revanșa cu tot ceea ce ați pierdut până acum. La mulți ani frumoși! Rămâneți tot așa! Cu plăcere! Am ridicat 99 de cumătri Dumnezeu mi-o dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat.
99 de cu metri. Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md. Vă lăsăm să sărbătoriți frumos. Rămâneți așa tineri și frumoși. 30 de ani, Doamne, eu tot am 30 de ani, oameni buni. Dar să nu spui asta la asta, nu pui pe YouTube. Am 23. Da, 23 e bun. Și dumneavoastră aveți 23. Arătați perfect. Să aveți dispoziție bună întotdeauna. Să știți să faceți din momentele mai puțin plăcute unele frumoase, unele plăcute până la urmă. Și să nu uitați niciodată că fiecare moment din viață, cât de mic nu ar fi el, contează foarte și foarte mult. Cu cât mai multe bucurii, cu cât mai multe emoții plăcute și pozitive, cu atât mai mult trăim. Să aveți dispoziție, să aveți iubire veșnică, să umpleți casa asta cu mulți copii și să aveți o revedere și o relație foarte, foarte frumoasă cu metrii de peste hotare. Ați auzit? La revedere! Sărbătoriți frumos astăzi și până la o nouă surpriză! Mulțumesc! Cu plăcere! Rămâneți sănătoși! La revedere! La revedere. La mulți ani încă o dată! Mulțumesc.